Am reușit să transferăm toate bazele de date, software exact pe data de 30 iunie la ora 12, deci poliții se emit, totul este bine. Ceea ce vrem noi să facem acum este să eliminăm câteva taxe. Dacă aveți un mesaj de transmis... Asta, să facă business corect, transparent, deschis. Ne dorim să avem jucători importanți din Uniunea Europeană în, în Republica Moldova. E o cale lungă pentru asta? Bine, nu cred că este o cale foarte lungă, dar nici una foarte scurtă. Când vom avea în Republica Moldova o încredere în asigurări ca în Occident? Ceea ce ne dorim noi este că încrederea aceasta să crească, să existe o diversificare a produselor. Când oamenii își vor putea asigura nu doar mașinile, dar și casele, afacerele? unele părți ale corpului, sportivii fac de obicei asta casele și acum pot fi asigurate. Părțile corpului e o chestie interesantă, nu știu dacă există cereri la moment. Cum îți alegi compania? Bine, haideți eu să zic cum aș alege eu. La ce atragi atenția când ai hârtia în față? Cred că trebuie să atragi atenția la tot. În perspectivă, cetățeanul să se aștepte ca dobânzile să fie mai mari sau mai mici? Trendul este de descreștere, dobânzile scad. Rată fixă sau flotantă? De la 1 iulie 2023, Banca Națională are un mandat mult mai larg de supraveghere. Au intrat în acest mandat și două domenii de care s-a ocupat anterior CNPF, Comisia Națională a Pieței Financiare. E vorba de domeniul de asigurări și domeniul de creditare nebancară. Sunt lucruri care vizează practic toți cetățenii. Nu știu dacă există vreun cetățean în Republica Moldova care nu are cel puțin o asigurare și cetățenii se împrumută. Deci sunt domenii care vizează foarte multă lume. De asta, prima mea întrebare. Cum ați explica beneficiile pe care le vedeți dumneavoastră urmarea acestui transfer? Cum va beneficia cetățeanul de acest transfer? Mersi mult, o întrebare interesantă, dar și complexă, să zicem așa. Pentru că, în termen scurt, de fapt, foarte scurt, ne-am dorit ca cetățeanul să nu simtă acest transfer. Deci ne dorim ca lucrurile să meargă exact așa cum au fost, adică polițele de asigurare să fie emise, creditele să fie acordate exact cum au fost și când aceste entități erau în supravegherea CNPF-ului. Deci cetățeanul nu trebuie să simtă nimic și nici nu simte nimic de fapt. Am reușit să transferăm toate bazele de date, software-le exact pe data de 30 iunie la ora 12, deci poliții se emit, totul este bine, în termen scurt. Termen mediu și lung, bineînțeles că ne dorim ca cetățeanul să beneficieze de servicii mult mai calitative, să asigurăm că sistemul este unul rezilient și solid, astfel încât cetățeanul să aibă încredere în companiile de asigurări, în primul rând, că în cazul unei, unui accident, dauna respectivă va fi achitată în întregime și în termeni proximi, dar și ne dorim, de fapt, o diversificare a produselor de, de, asigurări. Deci ne dorim ca companiile să devină mai puternice, dar și să vină cu mai multe, mai multe produse pentru cetățenii noștri. Să începem cu supravegherea de care se va ocupa Banca Națională. Cum ați explica în câteva propoziții, simplu, ca să ne înțeleagă toată lumea de ce este nevoie, de ce este importantă această supraveghere prudențială a sistemului de asigurări, a sistemului de creditare nebancară? Supravegherea este importantă pentru că asigură un sistem rezilient și puternic corespunzător, existența unui sistem rezilient și puternic este o asigurare pentru cetățeni, pentru acei clienți care beneficiază de poliții de asigurare, că acea plată care au făcut-o ei când au cumpărat polița, în cazul unui accident, ei cu siguranță vor primi banii sau dauna care a fost produs. În cazul în care supravegherea nu ar fi, sau supravegherea ar fi una slabă, Există riscurile și s-a văzut în mai multe exemple în, în, în alte țări, există riscul că companiile de asigurări o să-și asume mult prea multe riscuri, deci o să vândă mult prea multe polițe la, la prețuri foarte mici și atunci când se materializează riscul respectiv, companii de asigurări de fapt nu vor avea bani ca să achite cele daune și cetățeanul rămâne fără fără, acel, fără acea compensare pentru, pentru daune sau de fapt fără serviciu care urma să fie, să fie prestat. Banca Națională spune că o prioritate în domeniul pieței de asigurări, pentru că o să vorbim acum mai detaliat un pic despre piața de asigurări. Și este o prioritate ar fi ca să existe acționariat sănătos al, al companiilor. Cum s-ar traduce asta în agenda de acțiune a BNM, imediată? Ce are de gând să facă Banca Națională ca să atingă acest obiectiv? Noi, la Banca Națională, credem în guvernanță corporativă sănătoasă. Deci, este un, un credo și este un obiectiv major pe care îl avem că guvernanța corporativă sănătoasă este cheia succesului, atât în sectorul bancar, cât și în în cel de asigurări. Guvernanța corporativă, bineînțeles, începe cu acționariatul. Acționarii sunt cei care aleg persoane în funcțiile de conducere, fiind în Consiliu. Companiilor de asigurări sau băncilor, fie în organul executiv. Deci, niște acționari transparenți, niște acționari bine intenționați, bineînțeles că vor delega în organele companiilor de asigurări persoane la fel ca și ei. Și invers, în cazul în care avem niște acționari transparenți, care nimeni nu știe cine sunt ei și au intenții nu tocmai bune, vor delega persoane care o să execute acele să zicem așa, intenții pe care, pe care le au ei, care nu sunt tocmai bune. Anume, din acest motiv, noi considerăm guvernanța corporativă, începând cu acționariatul, care este acel fundament pe care, de fapt, noi putem construi o guvernanță corporativă sănătoasă, este absolut important pentru a avea un, un sector de asigurări puternic. La fel ca și în cazul băncilor, Deci, ceea ce urmează să, să facem este să analizăm care este situația în piață. Încă, încă nu știm toate detaliile, o să analizăm care este situația în piață, dar prioritatea numărul 0, aș spune eu, va fi edificarea unui sistem de guvernanță corporativă solid, sănătos în toate companiile de asigurări, indiferent de dimensiunea acestora. E o cale lungă pentru asta? Bine, nu cred că este o cale foarte lungă, dar nici una foarte scurtă, pentru că trebuie să fie elaborate anumite reglementări, Trebuie să fie dat o anumită perioadă de timp companiilor pentru a reuși să-și adapteze toate procesele interne, dar cred că în, într-o perioadă de câțiva ani, 2-3 ani, probabil, am putea ajunge la, la un nivel net superior decât, decât este astăzi. În ce măsură vă așteptați să vină, de exemplu, acționari de calitate din Uniunea Europeană pe această piață din Republica Moldova? Bineînțeles că noi ne dorim să avem jucători importanți din Uniunea Europeană în, în Republica Moldova. Asta ar contribui la competiția pe piață, ceea ce, bineînțeles, este un lucru foarte bun, atât pentru, pentru cetățeni cât și pentru, cât, cât și pentru noi. Pentru că, în competiție, fiecare încearcă să fie mai bun, să vină cu servicii mai bune, să să fie mai bun ca și procese, să fie mai eficient, dar ca acești acționari sau ca acești, acești jucători din Uniunea Europeană să vină la noi, ei ar trebui să poată bifa câteva chestii foarte importante din punctul meu de vedere. Ceea ține, ce ține de legislație, spre exemplu. Dacă noi am avea legislația uh, aliniată la directivele Uniunii Europene. Pentru ei, cu siguranță, ar fi un avantaj foarte mare să vină, pentru că ar fi aceleași reguli de joc sau la ei acasă sau aici, în Republica Moldova. Stabilitate din toate punctele de vedere, iar este o chestie foarte importantă pentru, pentru investitori. Și predictibilitatea, deci ei trebuie să fie siguri că atât supraveghitorii cât și mediul în general, inclusiv ceea ce ține de justiție, ceea ce ține de domeniul economic, sunt corecte și o să le ofere o protecție anumită în activitatea lor pe care o să aibă în, Republica Moldova. Bineînțeles că ne dorim să, să vedem și interes din partea jucătorilor europeni pe, pentru piața de aici, din Moldova. Ca să conchidem pe această parte legată de domeniul de asigurări, v-aș întreba în felul următor, ce fel de business practic este acesta Iată, cu, în momentul în care l-ați uh, ați preluat supravegherea și ce intenționați să obțineți într-un uh, termen previzibil, ca să zic așa? Bine, este un business uh, diferit de, de cel bancar, este un business diferit de ceea ce am supravegheat noi, noi, până acum, dar știam că urmează să preluăm aceste responsabilități, astfel am creat anul trecut câteva subdiviziuni care urmau să se ocupe cu, cu această preluare și au învățat pe parcursul acestei perioade subtilitățile aceste, acestui gen de, de activități. Ceea ce ne propunem în perioada imediat următoare, în primul rând, să digitalizăm tot ceea ce înseamnă interacțiunea băncii naționale cu companiile de asigurare, tot ceea ce înseamnă rapoarte, prezentare de diverse informații, să ajungem la acel nivel la care suntem acum cu băncile. Practic, astăzi nu cred că avem uh, interacțiune cu băncile prin intermediul hârtiei. Nu țin minte că n-am semnat ultima dată vreun document pe hârtie. În, în interacțiunea noastră cu băncile, exact acolo ne dorim să ajungem și cu companiile de asigurări, într-un termen uh, destul de scurt, sper eu. Ceea ce ține de cetățeni, spre exemplu, ceea ce vrem noi să facem acum, este să eliminăm câteva taxe, pentru că astăzi cetățenii pentru a obține anumite informații despre istoria lor pe, pe aspecte legate de asigurări, trebuie să achite câteva taxe, trebuie să vină iarăși cu, cu scrisori. deci vrem să facem acest serviciu absolut gratuit pentru, pentru toți cetățenii. Iarăși am avut chiar ieri discuții cu colegii ca să digitalizăm acest proces, deci cetățeanul se poate pur și simplu să intre pe un website, cu să se autentifice și se poate să poată să-și extragă toate informațiile de care are nevoie digitalizarea este o chestie care, care noi ne-o propunem ca obiectiv, dar vrem ca și companiile de asigurări la rândul său să investească mai mult și timp, dar și resurse în digitalizarea interacțiunii lor cu clienții. Deci dorim să vedem poliții de asigurare emise 100% în, în format digital, de ce nu să-și digitalizeze și propriile rețele de distribuție, canale de distribuție a asigurărilor astfel încât să poată fi și un efect financiar din acest lucru, dar și o eficiență mult mai, mult mai mare. Ne mișcăm mai departe, domnule Șchendra, și vreau să vă întreb în felul următor. O decizie de ultimă oră e ca CNPF, Comisia Națională a Pieței Financiare, să se ocupe de protecția drepturilor consumatorilor de servicii financiare. Dacă înțeleg corect, deci BNM va supraveghea, va reglementa aceste domenii. Pe de altă parte, de protecția consumatorilor se va ocupa Comisia Națională a Pieței Financiare. Aș vrea să ne povestiți un pic mai detaliat cum va funcționa totul. Adică, dacă un cetățean care are o podleță de asigurare simte că nu îi sunt protejate bine drepturile, ce face el? Începând cu 1 iulie, CNPF-ul are un mandat nou de protecție consumatorilor. Nu există. Niciun model, să zicem așa, ca standard de calitate, cum ar trebui să fie organizate aceste activități, supravegherea prudențială și cea de protecție consumatorilor. Există diverse formule în diverse state. Sunt, sunt țări în Uniunea Europeană unde e aranjat așa cum a fost până acum la noi, deci era o autoritate specializată de protecția consumatorilor, la modul general, inclusiv și de servicii financiare. Sunt țări în care, într-adevăr, sunt entități specializate doar pentru protecția consumatorilor de servicii financiare, dar sunt și țări unde toate aceste chestii sunt doar la Banca Centrală. Deci, este unul din modele care există și în, și în alte țări. Într-adevăr, dacă un cetățean se simte că este nedreptățit cu privire la dauna care ar urma să fie achitată, el urmează să se adreseze la CNPF, începând cu, cu 30 cu 1 iulie 2023. Deci va depune o plângere, o petiție la CNPF și CNPF se va ocupa de... CNPF se va de ocupa de, de soluționarea acestei petiții. Schimbăm fila, domnule Șchendra, să vorbim un pic mai detaliat despre creditarea nebancară, ce plan de intervenție și-a făcut BNM pe acest domeniu? Planul de intervenție este legat în mare parte de verificarea respectării unor reglementări care au fost uh, emise anul trecut, deci au intrat în vigoare la 30 septembrie. Este vorba despre reglementările ce țin de creditarea responsabilă. Noi știm că colegii de la CNPF deja au început și au efectuat câteva controale, să zicem, la cele mai mari OCN-uri, probabil. Ele sunt foarte multe de altfel, sunt peste, peste 100 de OCN-uri și noi urmează să continuăm, să continuăm acest, acest lucru, să verificăm dacă aceste reglementări sunt, sunt respectate. Asta este cel mai important din punctul meu de vedere, ținând cont de riscurile la care sunt expuse OCN-urile. De fapt, nu este atât o chestie de prudențialitate, cât este o chestie de suprandatorare a, cetățenilor, care, care, noi urmează să, să o verificăm. O problemă pe piața aceasta a creditărilor nebancare era cel puțin anterior că existau rate mari, se invocau sute de procente la aceste rate. Ați putea în acest moment spune că mai există această problemă și cum în general pot fi evitate situații în care entitățile respective să opereze cu rate incredibil de mari? Într-adevăr, problema a existat. Eu am văzut credite curate de, cu dobânzi efective de sute de procente, 800, 900 de procente, ceea ce știți cum, eu nici nu aș numi chestia asta creditare, eu aș numi chestia asta abuz evident din partea OCN-urilor. Anul trecut, la fel, a fost adoptată o lege care vine să limiteze aceste dobânzi exorbitante. Acum legea zice că dobânda anuală nu poate fi mai mare de 50%. Și limitează, de fapt, și comisioanele și penalitățile la 0,4% pe zi. Efectele negative ale supraandatorării populației, vorbeați mai devreme despre supraandatorare, aceste efecte se simt mai ales în timpul crizelor economice, cât de accentuată. Cum arată evaluarea noastră? Cât de accentuată e problema supraîndatorerii în acest moment, după atâtea crize suprapuse prin care a trebuit să trecem? Dacă e să privim sectorul de creditare la nivel general, ca un indicator de credite la PIB, să zicem, suntem departe de, de ratele care sunt înregistrate în regiune sau în țările de Uniunea Europeană. De ce spuneți asta? populația ca atare, ca și număr, nu se nu accesează credite la fel de mult cum accesează, spre exemplu, în România sau în alte țări din Uniunea Europeană. Dar, dacă e să privim la nivel individual, la nivel de persoană, sunt foarte multe persoane care sunt supra-ndatorate. Și asta poate genera într-o problemă socială, de fapt, pentru că aceste persoane iau în continuu credit încercând să-și acopere niște necesități pe care le iau ei și problema de fapt se agravează permanent și se ajunge în situații foarte triste atunci când persoana trebuie să vândă casa, apartamentul, mașina ca să poată să achite un credit pe care l-a luat și care de fapt nu, din start era clar că nu, nu avea cum să-l să noi am văzut această creștere foarte mare încă din, din anul 2019. În 2021 a fost o creștere record, să zicem așa, pe credit de consum, și atunci, împreună cu colegii de la CNPF, am introdus niște reguli de creditare responsabilă, care vin anume să abordeze această problemă de suprandatorare, astfel încât băncile și OCN-urile să nu poată acorda credite care din start nu vor putea fi rambursate. Spre exemplu dacă un cetățean are un salariu de 10.000 de lei sau are venituri de 10.000 de lei el nu poate să ia un credit astfel încât rata lui să fie de 8.000 de lei pe lună deci dacă el are o rată de 8.000 de lei pe lună la venituri de 10.000 de lei el deja este subrandătorat pentru că mai are și alte cheltuieli mai are cheltuieli de alimentare servicii comunale alte chestii care pur și simplu nu o să poată să le, să și le permită sau să le achite și respectiv o să înregistreze datorii către OCN-uri. Sau o să încerce să mai ia credite care să să-și să acopere datoriile precedente și astfel se, se, cam îngroașă problema. A funcționat măsura pe care ați luat-o? Din ceea ce vedem noi, din datele statistice care sunt raportate de bănci de OCN-uri, a funcționat. Deci, de fapt, a fost înregistrată o scădere semnificativ a creditelor de consum. Bine, scăderea a fost probabil impactată de două aspecte. Prima a fost regulamentul, dar și ratele care au fost destul de mari anul anul trecut. Acum însă vedem deja o revigorare a creditării de consum, au mai scăzut și ratele un pic, dar și OCN-urile băncile cetățenii probabil au înțeles care sunt regulile de joc și au început să să joace în conformitate cu cerințele care, care au fost introduse. Dacă în domeniul de asigurări sunt mai puține entități, în domeniul ăsta al creditării nebancare, lista acestor entități care vor trebui să fie supravegheate de BNV este imensă. Aș vrea să știu dacă nu există riscul să nu reușiți cu toate aceste unități operatori. Nu există riscul să nu reușim. Noi ne-am pregătit și știam exact ce urmează să, să vină la noi de la 1 iulie 2023. De fapt, și astăzi, Banca Națională, pe lângă faptul că supraveghează bănci, supraveghem și unități de schimb valutar, care tot sunt câteva sute, dar uh, o să reușim pentru că avem o abordare bazată pe risc. Deci, noi analizăm riscurile și mergem targetat la entitățile unde considerăm noi că sunt, uh, sunt riscuri mai mari. Nu mergem într-un mod haotic la, la controle și de asta sunt sigur că o să, o să reușim să, să acoperim problemele cele mai mari care, care sunt sau care vor apărea eventual în, în sector. O întrebare mai mult tehnică aș zice domnule Șchendra. Acest transfer e de la sine înțeles că în, este un proces complex care probabil... Necesită un efort organizațional imens, aș vrea să știu cum apreciați, cum a făcut față Banca Națională acestui efort? Într-adevăr, a fost un, un proces foarte complex și foarte complicat. Probabil toate subdiviziunile bancii naționale au fost implicate în, în acest proces de, de transfer, fiecare pe domeniul său de, de competență. A fost un proiect, de fapt. A fost structurat ca un, ca un proiect și gestionat ca un proiect mai bine de un an de zile, un an și jumătate cred. A fost nevoie de o comunicare foarte intensă și cu colegii de la Comisia Națională a Pieței Financiare pentru a ne asigura că aranjăm lucrurile astfel încât piața cetățenii să nu simtă de fapt acest transfer în momentul în care el, el se întâmplă. Cred că ne-a reușit. Probabil sunt și chestii care, care, puteau fi făcute mai, mai bine, dar la modul general cred că, cred că ne-a reușit. Și acum pornim cu, cu obiective și cu planuri foarte ambițioase, aș zice eu. O întrebare despre legislația care există în acest moment și reglementează aceste domenii. Cum, cum o vedeți, dumneavoastră, și credeți că sunt suficiente îmbunătățirile care s-au uh, operat la această legislație până acum? Mai e nevoie de ceva? Eu cred că o să, cel puțin pe partea de asigurări, cred că o să fie necesare încă multe modificări. Obiectivul nostru final este, de fapt, să să implementăm directivele europene pe domeniul de, de asigurări, acel Solvency 2, care a fost, spunem, a fost implementată în Republica Moldova, doar că nu este în totalitate acea directivă europeană, deci a fost implementată parțial. Ne dorim, în direcția aia mergem, Credem că o să reușim să facem acest lucru pentru că avem și parteneri în acest, în acest drum. Există un proiect Twinning care este finanțat de Comisia Europeană și avem parteneri foarte, foarte importanți acolo. Este vorba despre Banca Națională a României care ne ajută în acest drum este vorba de autoritatea de supraveghere financiară la fel de la București, Banca Națională a Lituaniei, Banca Națională a țărilor de jos. Sunt niște instituții foarte puternice și ei ne ajută în acest drum de uh, implementare a cadrului legal european în domeniul de de asigurări. Pe final, domnule Șkendra, dacă aveți un mesaj de transmis pentru companiile de asigurări? Noi am avut, de fapt, o ședință deja și cu companiile de asigurări și cu ocn în care am, am transmis mesajele respective, viziunile noastre sau așteptările și abordările care o să le avem. Mesajul este, este același. Prioritatea numărul unu va fi guvernanța corporativă, tot ceea ce înseamnă acționariat organe de conducere, funcții de control intern, transparență față de noi ca și supra supraveghetori, transparență față de clienții săi. Ceea ce garantăm noi ca și Banca Centrală, ca și supraveghetori, este că o să avem o abordare în procesul nostru de supraveghere obiectivă, echidistantă, transparentă și corectă cu toți Actorii de pe piață și cu fiecare în parte. Vorbind de actorii de pe piața de împrumuturi, ce mesaj le-ați transmite despre acest transfer? Mesajul ar fi cel mai important, probabil transparență față de clienții săi, corectitudine în tot ceea ce fac și asta să facă business corect, transparent, deschis. Așa cum, așa cum, se întâmplă în multe țări din Uniunea Europeană. Și mesajul pentru cetățeni, domnule Șchendra, s-ar putea să existe așteptări poate prea mari legate de acest transfer. În general, cum gestionează BNM așteptările acestea care sunt probabil imense în legătură cu transferul? Noi, pentru noi, Înșine ne-am pus niște așteptări destul de, destul de mari și, și ambițioase, aș zice eu, dar realizabile și rezonabile în, în același timp. O să depunem tot efortul ca să reușim să fim la nivelul așteptărilor pe care le au, le au cetățenii. Dar, bineînțeles, așteptările sunt legate de două aspecte. Sunt și legate de aspecte ce țin mai mult de protecția consumatorilor, dar și de stabilitatea și siguranța sistemului. De aceea, cred că o să trebuiască să lucrăm și în continuare cu Comisia Națională a Pieței Financiare, astfel încât să ne asigurăm că aceste așteptări sunt, sunt îndeplinite, de fapt. Tradițional, încheiem acest podcast cu rubrica întrebări și răspunsuri pe scurt. Este o rubrică cu întrebări scurte și cu răspunsuri cât mai scurte. Sunteți gata să începem? Da. Ce este un OCN? Uh, un OCN este o societate care acordă credite și nu atrage depozite de la publicul larg. Deci acordă credite din surse proprii, sau din surse împrumutate de la băci sau alte întreprinderi. Ce rol joacă în piață și cât de vastă este această piață? Eu cred că, eu cred că OCN-urile își au rolul său în piața de, de credite, să zicem așa, ținând cont de specificul lor că probabil au un grad de apetit la risc mai mare decât la o băncile, pentru că băncile acordă credite din sursele, din depozitele clienților. Poți să acorde un credit mai rapid, dar asta înseamnă și dobânzi de obicei mai, mai mari la OCN-uri comparativ cu, cu băncile. Vorbind de cetățean, ce i-ați Care este diferența între un împrumut accesat de la o bancă și un împrumut accesat de la un OCN? La prima vedere, nu este nicio diferență pentru că cetățeanul primește bani și achită, rambursează împrumutul și dobânda atât la OCN cât și la o bancă. Diferența ar fi în rapiditatea deciziilor, dar și în accesibilitatea banilor. Pentru că, în anumite circunstanțe, nu ar putea să ia un credit de la, de la o bancă, dar ar putea să-l ia de la un OCN. Și invers, spre exemplu, creditele ipotecare mai mult. Sunt acordate de către bănci decât de OCN-uri. Sunt și câteva OCN-uri care acordă credite ipotecare, dar de obicei ele se focusează pe credite pe perioade relativ scurte, credite de consum. Cu ce dobândă ai șansă să te împrumuți azi de la o bancă? Astăzi de la o bancă, probabil în jur de 12-13%. Dobânzele scad, de fapt, în, în ultima perioadă, dar iarăși depinde de tipul de credit. Pentru creditele de consum, de obicei sunt ceva mai scumpe pentru că nu sunt, nu, au, nu sunt asigurate, deci nu au gaj în spate și lipote ipotecare sunt ceva mai, mai ieftine, dar sunt pe perioade mai lungi și au și, și gaj în spate. Cu ce dobândă ai șanse să te împrumuți de la un OCN? La un OCN, în lei, cred că mai mult, 20-25, dar după cum ziceam și mai devreme, nu ar trebui să depășească acel plafon de 50 rata dobânzii plus uh, comisioane și penalități. Ce înseamnă dobândă anuală efectivă și cum o poți afla? Dobândă anuală efectivă reprezintă de fapt costul total pe care un client îl va achita pentru faptul că utilizează un leu, pentru că ea împrumut un leu. Ceea ce include atât dobânda cât și absolut toate comisioanele care sunt percepute de bănci sau de OCN-uri. Cum îl poate afla? De fapt este o obligație expresă în lege că atât băncile cât și OCN-urile sunt obligate să informeze clientul despre dobânda anuală efectivă. Și eu cred că anume la acest indicator sau la această cifră trebuie să atragă atenție clienții atunci când contractează un credit. Ce înseamnă bonitate și cine o stabilește? Bonitatea se referă la clienți, reprezintă capacitatea clientului de a rambursa acel împrumut și ea este analizată de către OCN-uri sau bănci, de către cei care acordă de fapt creditele în baza unor criterii care sunt stabilite de Banca Națională, dar și de reglementările lor interne. Cum îți alegi compania de la care vrei să te împrumuți? Bine, haideți eu să zic cum aș alege eu dacă aș vrea să contractez un credit. Probabil m-aș uita la reputația și nivelul de transparență a companiei. Deci dacă văd o companie care are foarte multe litigi eventual sau apar în presă foarte multe scandaluri despre diverse litigi, nu cred că aș vrea să, să contractez de la ei pentru că asta ar însemna că există un risc mare că și eu o să ajung la un moment dat să, să fiu într-un litigiu cu ei. Deci eu cred că reputația este o chestie foarte, foarte importantă. Transparența, deci dacă văd că compania mea listează o dobândă plus 10 comisioane, comision pentru ștampilă, pentru semnătură, pentru nu mai știu ce, nu cred că vreau să am de-a face, pentru că există șanse foarte mari că, de fapt, mai sunt și alte comisioane care, pe care nici nu le văd, dar care o să le, o să le aflu mai târziu. Ai ajuns la etapa să închei un acord de împrumut. La ce atragi atenția când ai hârtia în față? Cred că trebuie să atrage atenția la tot, inclusiv la cele rânduri scrise foarte mărunt, pentru că anume acolo ar putea fi niște niște chestii mai puțin mai puțin plăcute. Dar ca chestii majore, cred că da eu iarăși zic dobânda anuală efectivă este uh, foarte important, deci trebuie să trebuie să înțelegi la ce obligații ți le asumi efectiv perioada dacă nu sunt careva gajuri sau careva obligații ale tale ca să le îndeplinești, dacă nu au fost introduse, nu știu, niște fidejusori, eventual părinți, frați, surori și așa mai departe. Deci, dar recomand cu insistență să se citească în întregime contractul de, de împrumut. Și să-l consulte și cu un jurist, probabil. Bine, dacă, dacă, au posibilitate, da. Când riști să te confrunți cu supra -ndatorare? De care e marja, limita acestei marje? Bine, depinde și de veniturile pe care le ai. Pentru că dacă ai un venit de, nu știu, de 10.000 de lei, probabil marja este mai, mai joasă, să zicem așa dacă ai venit, nu știu, foarte, foarte mare, cu siguranță ea ar trebui să crească. De fapt, în reglementările care le-a emis Banca Națională, a fost setat un grad de îndatorare de 40% ca fiind acceptabil, ceea ce înseamnă că un client poate să ia un împrumut sau să aibă o rată de 4.000 de lei lunar la un venit de 10.000 de lei, ceea ce înseamnă că de fapt ceilalți 6.000 care rămân ar trebui să fie suficienți pentru a acoperi necesitățile pe care le, le avem cu toți pe parcursul lunii. În perspectivă, cetățeanul să se aștepte ca dobânzile să fie mai mari sau mai mici? Actualmente trendul este de descreștere. Dobânzile scad, inclusiv Banca Națională, în, începând cu decembrie anul trecut, a început scăderea ratei de bază, ultima decizie aceasta a scăzut până la 6%. Evident că acest, aceste scădere ale ratelor se translează în piață un pic mai, mai târziu, dar trendul pe care noi îl așteptăm este că acestea în perioada următoare vor, vor continua scăderea. Rată fixă sau flotantă? Depinde de circunstanțe. Acum, probabil, ținând cont că ratele, trendul este de a, de a merge în jos, eu aș opta pentru o rată flotantă. Dar, iarăși, depinde de perioada creditului. Pentru că, dacă ai un credit pe 20 de ani, iarăși, riști să. oricum, o să, o să fie cicluri diferite, și în care o să scadă ratele și o să crească ratele. Deci. Depinde de foarte mulți factori. Se crede că unele OCN-uri practică publicitate agresivă? E corectă această apreciere? Cred că unele da. Cel puțin asta vedem la televizor, asta vedem în internet. Și cred că cetățenii ar trebui să fie atenți la asemenea publicitate, pentru că, de fapt, chiar în publicitate putem vedea că, practic, deloc nu se, nu se publică ratele care sunt oferite la, la credit. Deci, Ar trebui? Bine, nu există nicăieri nicio obligație să pună ratele, dar de obicei atunci când vrei să fii competitiv pe piață, zici că uite, eu pot să-ți dau credit la rata X sau la rata Y, așa atragi clienții. Dacă nu pui rata asta, cu siguranță cetățenii când merg sau când sună, ar trebui să întrebe exact la ce rată se dau creditele alea și să asigure că nu este o rată exagerată. Când vom avea în Republica Moldova o credere în asigurări ca în Occident? Bine, nu a fost în Republica Moldova situații de faliment în asigurări în care cetățenii efectiv să nu-și poată obține daunele în caz de accident la un nivel destul de mare, adică la o companie întreagă, dar ceea ce ne dorim noi este că încrederea aceasta să crească să există o diversificare a produselor cetățenii să acceseze nu doar produsele care sunt obligatorii, pentru că astăzi cea mai mare parte a pieței, de fapt, reprezintă produse obligatorii, cele pe care legea ne obligă să le luăm, deci asigurarea de mașină Cartea verde, care la fel este obligatorie când mergem în străinătate, noi ne-am dorit să vedem și alte produse care nu sunt obligatorii, care sunt opționale și pentru ca cetățeanul să le acceseze, el trebuie să înțeleagă efectiv care sunt beneficiile acestor produse. Unele din ele sunt pe termen foarte lung, ca asigurările de viață și, bineînțeles, că în aceste condiții este extrem de importantă siguranța clienților în aceste companii de asigurări pentru că intră într-un dans de, de, foarte mulți ani. O întrebare care rezultă din cea de mai sus, când oamenii își vor putea asigura nu doar mașinile, dar și casele, afacerile sau așa cum se întâmplă în Occident, unele părți ale corpului, sportivii fac de obicei asta. Unele chestii pot fi și acum casele și acum pot fi asigurate. Părțile corpului e o chestie interesantă. Nu știu dacă există cereri la moment pe, pe, piața, pe piața noastră. Probabil dacă ar exista cerere, cred că companiile de asigurări ar, ar, veni și cu oferta respectivă. Domnule Șchendra, vă mulțumesc foarte mult. Vă mai aștept la podcastul De Sens Banilor. Mersi și eu. Da.